Emin, I want to present you the greatest painter of the world. Oh, I gotta walk more. I walk very less. The village is full of dogs. In the field. This is it, the greatest painter of the world. Check out the lines. Anyway, I don't want to present him exhaustively. That he's my favorite painter and my father's. And he actually, I want to speak to you about the painting of his, the second in the book. I would show it to you, but right now I'm eating some sweet pie. His real name, he was from, I believe, Crete. I'm not sure. Domenicos Theotokopoulos. Hard candy. Domenicos Theotokopoulos. And he was a painter by vocation and genius. But he was born into the Eastern Orthodox. That time there was no more Empire of Byzantium. It was the Turkish. Because I believe he is contemporary with Shakespeare. Anyway, he's a unique painter. Very religious, and he painted a lot of saints and saintly allegories of his contemporaries. Anyway, but I have a thesis. This is why I'm not scrolling through. This is, for instance, in the cover, this is Mary. These are the Magi. This is the shepherd adoration. This is the shepherd. This might be Joseph, but I'm not sure. This is Mary. He painted Mary of Magdala, Mary, the Magi. Has a very interesting painting, very modern. The kid blowing out a candle. But I want to show you just two paintings. Actually, I took it to look at it. I was too tired to read from Komunisteni, but I had to take up on it. And it opened to the dream of Philip II. Well, as I know, Philip II was the greatest tyrant ever, the father of Don Carlos. Look, I don't know about Faust, but I recommend Don Carlos. And I believe my father would too. But Lucian Blaga, in my opinion, Lady Modola was a bit too ambitious, don't you think so?
Uite, de asta am documents. I wanted in my sleep when I woke up to take the Bohes volume, one of the volume, two fishes, and read you the El Aleph. Something very beautiful there. It's a guy, has a daughter, something like that. The beginning is, Borges, whatever. But it's something very special. This guy has a daughter or a wife or whatever, Beatriz Viterbo. I remember the name here, too. Though I took it, I have it in my bed and I took it. So, this is LRF story, no? Alpha. A. R. And, Borges or another, the teller, much younger, this guy where Beatriz lived and died young and beautiful, much, much older, was a bit older, and he wrote verse, but Borges says stupid verse. It might be Borges the story writer and Borges the poet. So, what happens? In the time when Beatriz Viterbo is to commemorate it, Borges, a fictional Borges, it's a fiction, goes to this guy, makes him a visit. And then for the next 5 years, he visits him only once a year. He comes a little later and stays a little longer until after 5 years or so, he just meets the time for dinner because he loves Beatriz Viterbo. Okay? So, this guy invites him to dinner. So they stay at dinner somewhere in Buenos Aires, because Borges was from Buenos Aires. And they eat. And all of these years, I believe, this old guy, maybe the father of Beatriz Viterbo, the husband, or uncle, whatever. But you know, sir, I write poems. But I'm not sure about publishing them. Not sure. And Borges says they were stupid poems. Values after written poem. And he says to him, I named my poems Dolores. Well, in the Spanish world, no, not even in Latin American continent, there is no word as Dolores. He invented it. Anyway, and that's the story about Isidore. After that comes the Aleph, which doesn't interest me now. Documente și mărturii literare de epocă. Cărțile cardinalul Farnese la Viterbo. Tocmai aveți în Roma un tânăr Candiot, ucenic al lui Tizian, dar asta o să zice. Dar să fii puțin surprins. Care precum, profet, deci el
au plecat din Creta, cred că au fost și pe la Sinai, și după aceea au plecat până la Veneția, unde era Tiziano Vecelio. Ăla l-a învățat să picteze de la pictura răsăritiană, în care el a făcut o sinteză aici la început, Muntele de Sinai. Deci, cumva, ei au făcut-o mai ortodoxă, acum fără supărare, au făcut-o mai sacrosantă, mai așa, mai după, pentru că e mai stângace. Înțelegi? Pictura răsăritiană. Chiar și Andrei Rublu, nu mă arăt. Asta e Muntele Sinai. Ok. Ucenica lui Tizian, care pe cum se pot, deci ce ai văzut aici e nimic pe lângă restul, care poate fi pus între cei mai buni pictori. Între altele, s-a făcut un portret lui însuși care i-a ajuns pe toți pictorii din Roma. Au dorit să-l acces sub protecția senioriei voastre ilustrisime și reverendisime, Nu avea nevoie de altceva ca să trăiască decât de o cămăruță în palatul Farnese câteva vreme până ce își va găsi altă locuință. Vă rog așadar fierbinte și vă implor aeschelul lui Lodovico, majordomul, îi dea o cameră oarecare, fie și sub acoperiță palatului. Senioria voastră ilustrisimă, reverendisimă, vă face astăzi o faptă bună, demn de ea și nu ne poate îndatorat. 16 noiembrie 1570. Am făcut ieri, mă zice altul, am făcut ieri vizită lui El Greco, ca așa l-am numit, în Spania. A fost undeva și pe Toledo, ăsta, toată de pentru la o plimbare în oraș. Timpul era foarte frumos, la numele soare primăvărate care investea pe toți. În țegul oraș, aveam mai de sărbătoare. În plinul atelierului greu greco, am fost uluit văzând pe drept de la ferestre trase de toți, pentru că avea puteai zile obiectele. El Greco stătea pe un scaun fără să lucreze sau să doarmă. Nu avea să iasă cu mine, pentru că lumina zilei i-ar fi tulburat. Lumina era untrică. Sub pontificatul, vezi aici învățăm mai multe, nu? Cam mult pe aici. Uite. Aici au scris Don Giulio Crovio. Apoi Giulio Cesare Mancini. José de Siguenza. De la un anume Domenico Greco, care trăiește acum și face lucruri de seamă la Toledo, a rămas aici un tablou cu Sfântul Mauricio și soldații săi, pe care l-a făcut pentru altarul Sfântului. José da Siguenza, Francesco de Pisa, Francesco Pacheco, Juan Martinez și Don Luis de Gongora, asta trebuie să citim. Minte-mă diafragma în bortă. Don Luis de Gongora. Don Luis de Gongora este un fel de Cervantes al poeziei castiliene, sau care o fi, spaniole. Dar dacă toată lumea a auzit de Cervantes, măcar de Don Quixote și Sancho Panza, nu? Cam de sene, nimeni habar n-are de Gongora. El are stilul lui Gongori. Pablo Picasso scria versuri gongorice, dar la câte secole distanță, nu? Deci uite ce zice Gongora, după ce săracul El Greco, care a mâncat parastasul, că l-a pictat atâția sfinți și atâția morți, de duce la puteți cu tușit. Traducere de Ioan Horga. Una Grecului. N-am citit. Nu mi-a plăcut Gongora. Și ignoranța are motivele ei. E cheie de porfir, o pelerin,
aleasă formă veșnic lucitoare, lumii tăgăduind pe relul care, prin sine, înfățează și lemn și în sonete. Mai sus decât al goanei zborce în parte, în zare faima, numele se steie, pe câmpul acestei marmure scânteie. Prin nou se dă și du-te mai departe. De la cretan aici dormi în natură, învață arta, flacără mai pură, Phoebus, asta-i soarele, Apollo. Și tu, Morfeu, de-ar numit Apollo 1, 2, până la 13, mai departe, că ideea era că noi aparținem soarelui, planetelor noastre și soarele Apollo. De la cretanul aici dormind, natură, învață arta, flacără mai pură, Phoebus și tu, Morfeu, umbră vetustă. Uite, un, iartă degetul, dar asta este un ovul cârmiziu, vede, smaralziu. Se poate această urnă grea să bea atâtea lacrimi cât parfum din ea, revarsă lent o sabeană crustă. Adică se referă, se referă, a fost contemporan. Asta în 1927 a fost scris. Este urna grecă. Apoi aici avem critic. J.F. Willumsen. Paul Lafon. José Gudor. Jean Babel. Să știi că așa ceva n-am văzut la niciun alt album. La niciun pictor. Acesta să-și bate capul. Eita, Eli Foret. Care a scris despre pictură. Citeam când eram la Cluj, cățile tatei, desigur. Eu nu, eu m-am băgat pe acolo, pe la bibliotecă, la BCU și am văzut acolo aglomerație, gagici cu gagici. Te mai duci pe, mai, ia că am găsit câteva cărți, culii, de călătorii. La facultate, ce să-ți mai zic? Uite, și Salvador Dalí, ce zice? Hai să-l citim pe Salvador Dalí, că era un tip simpatic. Știi că Salvador Dalí era prieten cu Federico García Lorca. Cam între artiști, pot să spun. Federico García Lorca, odată am ascultat la radio piese de-a lui. Bă, scrie la niște piese. Ca nebuni ăștia de pe aici, știi că și nu era hispanic. Mare poetă. Federico García Lorca a pus să o fută în cur pe Salvador Dalí. Era tine, nu? Pe poate înainte de război civil sau... Bine, pe alte când era tine, nu. Și ăsta, Dalí a ajuns mare milionar. A făcut el din gips și bomba, bomba timpului, cu cuie, cu șoripitea pe ăla. A murit nevasta. El zicea, singura diferență dintre un nebun și mine e că eu nu sunt nebun. Dar atunci, efectiv, o fugi săracul ca Iose. Deci, El Greco posedă virtutea vehiculară, puterea unică de a fi un aer orgiastic tuturor savorilor. La plecarea din Italia era mai auriu, mai senzual și mai gras ca un necuțător din Veneția. Dar iată-l ajuns la Toledo și întotdeauna se împregnează de toate savorile, substanțele și chintisențele spiritului ascetic și mistic spaniol. Atunci devine mai spaniol decât spaniolii pentru că mazochist și fat ca un melc e cu desăvârșire apt de a deveni receptaculul, carnea agresivă, carnea pasivă, gata să primească stigmatele cavalerilor sefardini, crucificat evrei portughezi. Crucificația noblețe. Aici se găsește originea negurilor și griurilor lui,
în gustul unii de credință, ui, crezi că un picăr, în gustul unii de credință catolică și de metale militante ale sufletului, acest super ustroi în formă de lună de creștere din agonia agint lorchian, cred că un lorca. Chiar aceea care luminează vederea din Toledo și cutele și cuturițele cu pete verzi din adunarea Maicii Domnului, una din figură cel mai lungită al lui Enric, atât de asemănătoare cu silueta și conturul unui merg de Burgundia comunitar, dacă observi cu atenție, în măsură ce se lungește în vârful acului tău, atunci nu-ți mai rămâne decât să-ți închipui că forța gravitației care trage pe pământ, spre pământ ar fi, dacă răstori imaginea, forța care te face să cadă spre cer. Îți dai seama că Dalí menționează pe Lorca în eulogiu către El Greco. El Greco e Dumnezeu Spaniei, mă. Deci, parcă poate 500 de ani, o să zică lumea de noi, bă, de fapt ce proști erau Constantinescu Junior, că tata au citit, poate și mama. Și Cicu, și Rare, și cine, Marius, și... Nu citim, mă, pe Federico Garcia Lorca, bă, tu zici ce prost tărași, mă. Ca și unul care ar ignora pe Rembrandt, pe vremea aia. N-ai cum să ajungi, dar la circulațion de idei. No, viziunea, uite, mai avem Maurice Barré, Raymond Escolier, ăștia nu mai termină, mă, îl analize, uite-te și tu ce e aici, frate. Mă, bă, eu am o teză. Uite, de ce? Adică este Muntele Sinai și mănăstirea de la Muntele Sinai. Știi, tu știi că de mult deja, de mii de ani, poate după Iisus imediat, poate și înainte a fost ceva, dar acolo este Codex Sinaiticus, dacă mai este acolo sau l-a făcut la Vatican, care este o Biblie completă, un Nou Testament complet, de Mântuirea, în secolul 4. Mănăstirea și ea, cam tot de 4, okay. Iar după cum vezi, aici este o luptă. Ar fi frumos să mai vorbim și despre picturi, numai despre cărți. Să știi că dacă avea, uite, o seară, asemenea album, stai liniștit, te relaxezi, nu te gândești la nimic, poate la Dumnezeu, nu te stresezi cu ecrane, cu lentile. O să vorbim, bă, toți ca Galilei și ca toți spinoziștii aia. Deci, după cum vezi, aici e o luptă între icoană, șarpe occidentală. Ceva de genul la biserică de la tine, nu? Dar altă calitate. Nu neapărat altă. Aici se vede că e mare artist. Ce temă și-o lua, nu? Dar bun. Deci el căuta. El era în Creta. Probabil circulau tablouri și în lumea ortodoxă. Și veneau asemenea măscări renascentiste sau barochiste sau nu știu ce. Și el căuta o pictură mai adevărată. Pentru că vei vedea, poate nu azi, dar el nu s-a limitat la cutia italiană. El și-a făcut propria pictură. Propria, deci el a fost, înțeles, propria ortodoxie. Păi când a devenit El Greco, după ucenicia la Tizian și ce-a fost la Roma și plecat în Spania, avea propriul lui catolicism și de asta au zis toți, bă, ăsta e mai catolic ca toți, mă. Deci figurile lui sunt cumva ca se propunea, știi? Că știi cum tatăl lui Jerry Seinfeld în serial, după ce duce la muzeul, la Met sau unde merge și vede pe Monet, Manet, tipi, tipi, day, day, îi zice, bă, să știi că ăsta era chior, mă, nu putea să picteze. Nu putea să înțeleagă că era impresionist, Monet, știi? Nu. Nu o să te imagine. Asta este un tablou. Nu, negru, nu aveau români atâția bani, știi? Și
Și importantă și, și în tonurile, să le înțelegi, dacă ești pictor. Poate și ca public. Deci au valoare asta. Uite ce zici. Vindecarea orbului din naștere. Eu cred că, aici se vede un câine, sau simbolul, italian, roman mai degrabă. Roma a fost cam mare, nu mai mare ca Italia. Cave cane, nu? Deci, putem spune că acesta e El Greco, acesta e Tizian, care îl învață proporțiile firii. Știi? El Greco, când era aici, el știa care ce trebuie, nu? Ca și fata aia de la Sailor Moon album. I know, I got what it takes, living life is fortune and fame. No, înțelegi? El știa care ce trebuie, dar nu avea, eu spun, proporțiile, nu se studiau în răsărit. În răsărit faci un cerc, faci o moacă, tragi așa și ceau. După aia vine bătrâna și ți-o pupă, ți-o cumpără. Sau bătrânul, de ce nu? Sau eu. Eu fac din alea și nu îmi pot permite. Uite-te de exemplu aici. Băiatul într-o lumânare. Acest bătrân. Asta este portretul lui Giulio Clovio. Probabil un italian. Dar hai să ne întoarcem la acel Hristos. Deci, gândește-te și tu. Cum zicem cu ore? 6 ani. Numărul 78. A fost acel tâmplar, ucenic de tâmplar. Probabil că șeful era un ricaneur sau un bețiv sau Dumnezeu știe ce era. Și îl chinuia în fiecare zi până nu mai omul nu mai suport. Nu, mai, nu. Nu știi cum se întâmplă. Oricui se poate întâmpla. Și după aia a ajuns să făcut închisoare. Și a avut șansa să fie la Torino, unde a fost o închisoare școală, cea capelă, nu? Te poți gândi, cum au zis comuniștii, când trebuiau să demoleze tot ca să facă orașul corean, în București și așa. Ce contează Stavropoleos, ce contează Templul Coral? Templul Coral, înțeleg că a scăpat, dar nu a scăpat altele. Uite, un gest inexplicabil, dar la totuși a fost ceva acolo, adică măcar a făcut-o la loc. Din anii 50, când era Dej, cred că trecuse paucherismă, într-un parc din București era o moschee. O moschee cu drepturi, cred că din secolul XIX, făcută poate tot de Carol, cum a făcut la Constanța. Ce crezi că vorbeau comuniștii? Și nu poți să înțelegi. Deci, efectiv, e ceva absurd. Ori demolat-o, ori făcut acolo, nici nu au făcut, cred că, nimic în locul ei, era într-un parc din București, și ori ridicat-o din nou, nu știu, vreo 50 de metri mai încolo. Nu. Poți să înțelegi așa ceva? Nu. Deci, nu, și nu că au făcut-o mai mică sau comunist, nu. La loc. Cât înțeleg eu. Nu. Deci aici ți-am arătat. Deci putem spune că ăsta, orbul din naștere, e Bartimeu, nu? Așa se zice în Scriptură. Iisus, deci vezi, pentru... Acum nu ne batem între ortodoxi și catolici, pentru că El Greco, asta e frumusețea lui, el este o uniune. Înțelegi? El știe ce crede. El nu se lapădă ca să ia ceva. El învață pe lângă pictură, învață și religia catolică, dar cumva le amestecă, le reamestecă la nostalgia înainte de Marea Schismă, nu? 1054. Și aici, după cum vedem, avem un Tizian care la... I-a deschis ochii.
Nu fiecare avem câte un profesor care, și eu am avut și am, înțeles, chiar mai mulți. Deci, oameni care îți deschid mintea, fiecare pe domeniul lui, bă, nici dacă vrei să fii tractorist, nu poți să te pui pe tractor să zici că ești tractorist. Trebuie să mergi cu un tractorist mai vechi. Înțelegi? Nu, și dacă ai avea răbdare să-l studiezi pe Domenico Teotocopoulos, zis El Greco, deci El Greco, grecul, vei vedea lucruri frumoase. Toate picturile lui sunt foarte frumoase. De exemplu, sfinți, sfinte, un mort, înmormântarea contelui de Orgaz, un tablou colosal, și îl îngroapă apostolul Ioan, teologul, cu Sfântul Augustin în haine preoțești. Contul de Orgaz era contemporan cu El Greco, probabil. Și au mai făcut un ceva, un tablou în care apare Sfântul Francis, dacă mi-am amintesc bine, cu Sfântul Andrei. Deci, Sfântul Catolic modern, protestatar, într-un sens benign, într-un sens catolic, adică într-un sens nu era marxist, francis, cu Andrei, ortodoxul, ciobanul, pescarul, sălbaticul, nu? Cum l-au făcut și în film. Mă un pic, așteaptă, te rog. Și aici vezi un gest foarte elegant. El Greco era un om al culorii, un om al linii, de fapt al portretului. Cea mai mare parte din compozițiile sale sunt portrete sau mulțimi de portrete, adică Înmormântarea contului de Orgaz sau Visul lui Filip al II-lea, chestii din astea. Și în același timp trebuie să înțelegi că este ceva ce poate fi numit, asta zic eu, până acum nu mai zic nimeni chestia asta, cum am gândit, o dimensiune nucleară, o dimensiune cumva atomică a multor din picturile sale, după ce și-a clarificat stilul. Nu știu dacă știi acolo la X-Files, când e chipul ăla de bărbat care se alungește și se unduiește. Ea a lui nu se unduiește, dar sunt niște figuri foarte alungite așa. Că sunt extraterestri. Bineînțeles, nu-i vorba de extraterestri, ci de un simbol. Dar de fapt, ideea lui că sunt extraterestri pentru că personajele sale, dacă nu sunt cărturate, de exemplu unul, Felix Hortensio de Paravicino, care seamănă cu Nuti, care era un călugăr, intelectual și poet spaniol. Și cred că era prieten, nu? Și-a făcut lui portret, cred că un singur portret sau s-a băgat într-o pictură, dar ideea e că și el toate tablourile care le făcea, mai făcea și o reproducere mai mică, la fel, care și-o păstra lui. Ei bine, trebuie să înțelegi, dragă Emi, când pictez eu, e ce zice Jerry Seinfeld, știi? Îi zice lui George. Uite, îți mai amintești de cartea asta, citit-o, ai cumpărat-o. Uite aici. Dacă tot vrei să salvați lumea. Ce faină e cartea asta. Nașii trezuri. Uite și asta e ceva interesant pentru tine. La ce vreau să spun, dragă? Uite. Dacă ți-i dor de casă, lasă ți-am mai arătat. Dragă domnule,
Deci este ceva în pictura lui ce nu mai întâlnești niciunde. Poate la acel copil de biserică a lui Sutine, pe care ți l-am arătat, ăla în haină de purpură, care la biserică, știi că la catolicism, preoții sunt ajutați de niște copii în serviciu divin, în haine speciale. Nu, și cum să spun, ca fel de ucenici, nu? Pentru a putea să aibă libertatea, să vadă ce înseamnă a fi preoția și dacă vor să, dacă pot să facă, dacă vor să, dar nu, așa este. Dar să spun că pictura lui El Greco nu o întâlnești nici la Rembrandt, nici la Van Gogh. Poate la Millet, la François Millet, dar în altă dimensiune. Adică dacă sfinții lui El Greco sunt frumoși, mă refer într-un sens spiritual, duhovnicesc și nu numai, și cumva anahore sau sfinți sau morți sau din cer, ca să mai zic că îl îngroapă pe Contele de Gaza Augustin cu Ioan Botezătorul, cu Evanghelistul Ioan, tânăr, și Augustin bătând și îl țin așa, și în cer Iisus, poate Maica Domnului. Deci, ceva deosebit, unic. Nu, nimeni n-a mai pictat ca el. Nu mai găsești. Mă refer și ca stil și... Bine, acum nu. Religiozitate poate să fie. Dar ce vreau să zic e că una e când pictez eu ceva sau tu și alta e când pictează El Greco. Deci... Gândește-te și tu. Albumul ăsta, care în cea mai mare parte sunt niște icoane elogiate, ai văzut de câte secole, a apărut în anul 28 de lei. Uite, în aceea serie a apărut Giotto, Velázquez, Rafael, Van Gogh, autoportrete, Orozco, Rivera, Siqueiros, ăsta nu știam, de Rivera, Tizian, asta e profesor, Bruegel, Gauguin, Chagall, Delacroix, Van Eyck, Matisse, pregătire, Botticelli, Corojo, Cusai, Picasso. No, deci, opera lui El Greco, nu știu cum să pun în cuvinte din astea epitete, așa, dar te leagă de Dumnezeu, știi? Cum poate e singur într-un apartament de bloc, știi? Și stai și te gândești, ce cu lumea asta? Poate ești cu familia ta, familia nu te înțelege, sau poate tu nu te înțelegi familia. Te gândești, Doamne, ce se va alege de mine, de noi? N-are ce mânca. Mă duc la școală, prietenii mei își bat joc de mine și mi-e ciudă de mor. Mai aveți ceva de genul ăsta? Undeva? Aici, poate. Aici, aici, nu vorbesc. Nu vreau să fac. Vorbesc de El Greco, cam așa. Deci vreau să zic că El Greco a fost, cum zice, Meatloaf to the Hell and Back. Ah, și probabil că acel Iisus reprezintă, de fapt, pe Tizian, Iisusul lui Tizian,
catolicismul complet, nu? Adică creștinismul complet, în timp ce orbul din naștere, care stătea poate prin Hrube, prin Creta, pe acolo, și prin pustia sinaitică, a văzut luminile Italiei, Spaniei și ale picturii. Deci putem spune că un om care cel mult ar fi avut șansa să picteze biserici sau să fie călugăr sau scriptoriu de tetraevanghelă, a ajuns să vadă o lume care e ca și cum, să zic, ca și cum tu ai merge în Alaska. Cam asta e echivalent. No, și eu cred că este cel mai mare pictor. Și tata crede la fel. Vorbim de asta de 30 de ani. Poate cel mai mare pictor al lumii și este. Asta, un alt aspect. Asta vreau să spun. Dacă vei avea răbdarea să-ți cumperi album El Greco, să te documentezi, să cauți, să citești, mai ales să contempli opera an cu an, când poți, cum... să-l ai în casă, știi? Asta e ideea. După aia, Hegel, vei vedea că acești mari titani, chiar mă gândeam, știi, că se spune despre titani. Și asta poate că înțeleg și alții. Azi noapte am visat. Poate că titanii despre care vorbește istoria sunt hidrogenul, azotul și au câștigat oxigenul, care este Isus, să numim așa. Înțelegi? Și titanii au ajuns sub pământ, ceea ce e foarte astrofizic, nu? Bine, destul cu atât. Și altceva ce ar spun, vreau să spun de El Greco și Hegel. Dacă vei avea răbdarea să citești pe Hegel, e și o viață, nu mai avem mai doi atât de trăit, vei vedea că vei avea ce să spui cu asupra de măsură în omiliile dumitale duminicale sau set de tineret sau la munte sau studiu biblic sau tu eu, tatălui tău sau aproapelui. No. Să fii sănătos, să zic, Amy, ascultă de la mine că sunt multe cărți pe lumea asta. Banii nu sunt atâția, da? Uite, albumul ăsta, să știi că e foarte de calitate și cu date foarte multe și cu multe chestii și nu ar costa mult. Hai să-l căutăm pe ocazie. Mai puțin. Vadime, dragi. Nu te supăra că zic Vadim, că nu... De fapt, nu e nicio rușine să zic Vadim, știi? Ocazie. El Greco. Album. Asta unde a apărut, frate? Uite, pe spate scrie Lionello Venturi. Nu mai avem lumină, nu mai citim. Pe supracoperta Adorația Păstorului, Vitalii. Asta e Muzeul de Artă RSR. Și asta, dacă te duci la Muzeul de Artă, îl vezi. Tu îți dai seama. Uitasem, de fapt. Da, avem și ceva Rembrandt, avem și, uite, și El Greco. A apărut în 71, la editura Meridiană. Bun.
Deci scriem cu El Cazi, El Greco, Album, 1907. Deci trebuie să mă înțelege bine. Oameni ca El Greco îți servesc mingea chiar la fileu. Uită-te și tu ce e aici. E făcut de Ioan Horga. El a tradus și, dacă e adevărat, poate e greșeală, dar el a tradus pe gongul ăsta. Deci uite, El Greco cu 9 lei, cu coperta. Exact la fel ca aici. Pare în calitate condiții mai bune. Aici coperta e plasticată și se duce în aer. După aia găsești, fără supracopertă, la 6 lei. Apoi, un alt El Greco pe care costă 20 de lei, clasicii picturii universale. Hai să vedem ăsta când a apărut, frate. Aici pe copertă e Contele de Orgasm Mort. Știi cum e? Nu e atât de greu să mori. Bine, e greu, că tu cei ce rămân. Dar dacă ai fost un om bun... Deci total au pus o lecție de anatomie, știi, vin sfinții și te... Asta din 74, 80 de pagini, coperți cartonate, sunt tare bună. Ideea era că Contele de Orgasm a fost un om bun, a fost un om sfânt. Deși era conte și avea atribuții militare, el e în armură, înțelegi? Dar și tipul ăla din Abologa era militar și a murit cu toiagul. Da, bun. Uite, un album mic, 6 lei, scos de Virgil Mocanu, 72. Apoi, El Greco Gemalde, album pictură necunoscută, este ceva străin. Arată ca un vechi, costă, are scor mare, 79 de lei, e mai vechi. Poate fi mai multă informație, da. Nu văd unde o apărut. Londra, ceva de genul ăsta, e un album englezesc. No, dacă îți place El Greco și dacă astea câte pagini are, ce imagini. Da, asta e crucea cu donatorii și aici. Aici îi combate în cruce, în detaliu. Și aici e spoliu, da? Detaliul din spoliu. No, uite aici. Titlul El Greco Gemalde, apun pictură, nu știu ceva înseamnă Gemalde. Probabil colecție, nu știu, a fost un tip care s-a ocupat de pictură. Autor necunoscut, stare carte bună, dimensiuni carte 20x30, 3,5. Editura Faidon Ausgabe, an de apariție 1938, limba germană. Nu știu cum am văzut-o Londra acolo. Numărul pagini 244, tip copertă cartonată. Asta e ceva fain. Fainoșal. Ceva ca lumea. Nu, poate nu ar fi ca unul nou nouț, dar e ok. Dacă te mulțumești cu prețul. Uite, mai unul la 50 de lei, toți străini au 100. 20 de lei. Nu, să vedem aici imaginea asta.
Dar acum nu știu ce să zic. N-am încredere. Eu niciodată n-am avut încredere în lucrurile noi. Asta de copil, înțelegi? Și când apărea un cântec, vai, ce, așa ceva. După aia îmi plăcea și mie. Da. Deci, dacă vrei, ai ce găsi. Bun. Acum să cutăm pe Hegel. No, cu 9 lei, cu 6 lei ți-ai cumpărat. Faci și tu în cultura. Apoi avem pe Hegel. Acum să fac, uite, volumul 19, Descoperă filozofia Hegel. 33 de lei. E serios, mă. Bajul de mine. Dar schimb, avem aici Constantin Noica, povestit despre om, după cartea lui Hegel. Sunt două repovestiri, două interpretări a fenomenologiei spiritului. M-a bătut tata la cap toată viața să citesc cartea asta, dar nu sunt prea noicist, știi? Și când văd la ce ori ajuns, și multe căi pot părea bune omului, până la urmă se vede la ce se ajunge. Uite ce zice bossul ăsta aici. No, uite aici ceva interesant despre artă și poezie. George Wilhelm Friedrich Hegel, 30. Eu am plăcere de estetică, așa că las la altul. Uite, am mai găsit altul și... Dacă le-aș comanda, tata s-ar supăra. Hegel, prelege de istoria filozofiei, traduce de Roșca, volumul 2, 63, 99 de lei, dați două volume și ca lumea. Uite, principiul filozofiei dreptului, 39 de lei. Vai de capul meu, uite-te și tu ce carte. Irmiahu Iovel. Bine că nu-l cheamă Lovel. Hegel, virgulă, Nietzsche și evrei. O enigmă întunecată. Du-te-mă de aici, mă, du-te-mă și lasă-mă în durere. Uite, cartea asta, lecții despre Platon. De fapt, notițe de ale elevilor lui între 1925-1926. Am cumpărat-o când a apărut. Hegel, studii filozofice, folosit tare foarte bună, 50 de lei. Trebuie să-ți dau un exemplu. Bine, acum și tot felul de tipi. Uite, Hegel, opere în 13 volume. Știam că sunt 8 volume. Costă 1300 de lei, cât un contrabas. Dar poți să faci economii, să ții o carte odată. Uite, dacă ți-ai cumpăra cartea asta, asta am citit-o, asta a putut în 66. Numai cartea asta să ții pentru început. Costă 37 de lei. Și uite, pentru că știu că te interesează, îți mai iei și cu 45 de lei prelegeri de filozofia religiei. Și o să vezi că ai ce citi la ele. Iar cele 13 volume le-am mai găsit la un tip mai puțin dement, care cere numai. Să spun acum. 950 de lei. No, bun. Pe de altă parte, poate poți găsi pe internet, poate poți citi în engleză, poate poți citi în germană, citește pub-uri, dar ține minte,
El Greco și Hegel. Și nu citi tu ce zice nu știu care, nu știu care, ce avem aici, uite, să nu despre Hegel, de roșcă, traducător. Dar tu citește chiar Hegel. Uite, ți-am zis. Hegel, Enciclopedia Științelor Filozofice, Filozofia Spiritului, apărut în 1966, când tatăl a debutat ca poet, revista Steaua, de la Cluj, costă 37 de lei. Și dacă e tot, să vedem, asta în ce an a apărut. Asta de la Humanitas. Nu, poate să fie și la Humanitas, dacă nu am umblat în text. Tot traducerea de Roșca. S-a reeditat. Asta e 45 de lei. Că te-ar interesa. Prelege de filozofia religiei. El vorbea mult, știi, că era profesor. O, nu știu unde profesor, la Iena sau nu știu unde. S-a născut în Stuttgart. Și a fost profesor la Berlin. A început holera, știi, ca în The Painted Veil. No, și să iei și povestiri despre om de Constantin Noica după cartea lui Hegel. Dar vreau să zic că și despre artă și poezie, astea, două BPT-uri cu 30 de lei, numai. Și cam atât. Hai ce citi. Mai are filozofia istoriei, prelege de filozofia esteticii, logica mică, știința logicii, adică logica mare, filozofia naturii, astea se... Dar, nu. Fii serios. Get serious, man. Tu crezi că cu... Că Biblia e așa, că o citim pe câmp, ca și Cleopa. Nu, tati. Să știi că un om ca Hegel, un om ca El Greco, a citit scripturile și cuvântul lui Dumnezeu și s-a rugat cu sute și mii de ani înaintea noastră. Hai, pa, ma.